La cursul de teorie muzicală practică, la care ai un link în descrierea acestui video dacă vrei să te înscrii, vorbim despre teorie muzicală. Doar că nu vorbim doar teorie, ci facem și un pic de practică, pentru că teoria este utilă doar dacă este aplicată în practică. Dacă nu, e inutilă. Așa că, dacă data trecută ai văzut cum sunt notele pe claviatura pianului, vreau să-ți arăt cum sunt notele și pe griful chitarei. Aceste lucruri sunt deosebit de utile, indiferent de instrumentul muzical care ție îți place și pe care vrei să-l studiezi. Și dacă vei cânta la tobe, este foarte util să cunoști claviatura de pe pian și notele de pe griful chitarei, măcar să înțelegi ce se întâmplă. Hai să vedem acum notele muzicale și pe chitară. O chestie interesantă pe care eu nu o înțelegeam mai demult era cum de pianul are atâtea note, adică toate notele cumva, și chitara are numai 6 corzi și lumea apasă aici pe corzi și se schimbă sunetul. Bun, am înțeles de ce se schimbă sunetul, dacă scurtezi coarda, da? E de înțeles, bun. Dar de ce chitara are numai 6 corzi? Deci avem de fapt 7 note muzicale, dar chitara are totuși 6 corzi. Păi unde e a 7-a notă de fapt? Și apoi am aflat că de fapt chitara nu doar are 6 corzi, dar două dintre ele sunt aceeași notă. Adică asta este nota mi și asta este tot nota mi. Deci coarda cea mai subțire și coarda cea mai groasă reprezintă nota mi. Atunci, de sus în jos, avem următoarele note. Mi, la, re, sol, si și mi. Pe pian asta ar suna cam așa. Și deci, din cauza faptului că corzile sunt împrăștiate așa, felul cum apeși pe corzi sau felul cum se scurtează corzile când apeși pe ele, dacă știm ordinea notelor de pe pian, le putem afla și pe cele de pe chitară. De exemplu, căutăm nota Do. Una dintre ele, da? Pentru că și pianul are mai multe note Do. Să zicem că vom căuta una dintre ele. Dacă știm că asta este nota La, pe pian sună cam așa. E aceeași notă. Griful chitarei, acesta este griful chitarei, este împărțit în mai multe freturi. Dacă noi apăsăm, de exemplu, pe nota La, este această coardă, nota La. Dacă apăs aici, pe primul fret, voi obține un semiton mai sus. Două semitonuri mai sus, voi obține nota Si. Și încă un semiton mai sus, vom vorbi despre toate astea ceva mai târziu, obținem nota Do. Așadar, pe chitară, putem să cântăm notele cam așa. Toate aceste lucruri se vor lega mai târziu pe măsură ce aduni noi cunoștințe. Când vom vorbi despre tonuri și semitonuri, despre game, ne vom întoarce la chitară și vei înțelege de ce sunt corzile așa și de ce sunt freturile așa și cum ai acces la aceleași note pe claviatura pianului. Sper că ai învățat lucruri noi, sper că ți-a plăcut acest video și că ești abonat la acest canal de YouTube, pentru că aici găsești o grămadă de chestii faine despre muzică, instrumente, teorie și o grămadă de lucruri ce au de-a face cu producția audio. Pe site-ul înregistrăriaudio.ro găsești cursuri, printre care cursul de teorie muzicală practică, din care face parte și acest video pe care tocmai l-ai văzut. Te poți înscrie la curs apăsând pe link-ul de mai jos din descriere. Dacă vrei să vezi notele muzicale, cum arată ele și pe claviatura pianului, te invit să vezi acest video și sper să-ți placă la fel de mult. Mersi și ne vedem în curând!